permite pe îl spulber pe Tudor el Toader, după propunerea privind despugubirile pentru deinui, furaci toci, ce e bine se furi. Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe ministrul Justiției, după ce Tudorel Toader a anunțat că ministerul Justiției lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de despugubiri, compensații materiale, pentru perioada cât un deținut a stat în condiții necorespunzătoare. Ce spune Tudorel Toader? Furaci, stimați concetățeni, furaci tot ce e bine se furi, a comentat la Digi24 jurnalistul. Ulterior, Tudorel Toader a făcut precizări cu privire la modul în care vor fi despugubii de inui care au stat în penitenciare în condiții necorespunzătoare. Hotărârea CEDO prevede un recurs efectiv, recurs efectiv ne însemnând doar pentru cei pe care legea i-a prins în penitenciari au putut beneficia de 6 zile considerate executate la 30 de zile în care au stat în condiții necorespunzătoare. Să ne imaginăm că cineva e IT cu o săptămână înainte de intrarea legii în vigoare și nu a mai beneficiat de recurs compensatoriu, Curtea Europeană spune ce trebuie să le demeilor despugubiri beneti pentru perioada în care au stat în detenție necorespunzătoare, a spus ministrul Justiției. Ce spune Tudorel Toader? Furaci, stimați concetățeni, furaci tot ce e bine se furi, ajungi la pus sublinie recerie, nu stai prea mult pe acolo, mai scrii o carte, mai vine o amnistie, mai un recurs în compensație, vine ceva, subliniere i la sfârșit subliniere IT, dacă e subliniere titare în clanc, o să prime subliniere ti subliniere i 12.000 de euro, pe lângă ce ai furat. Nu rentează? Asta e, karate vrea hoc. Tici de ce? Pentru ce dacă furme toci, atunci nu se mai vede cum fur cine are de unde se fure cu adevărat sublinierei de înalt clas. Noi, cecenii sublinierei a ce putem fura? Un bac sublinierei subliniere. Facem un hatâr, un pe subliniere che subliniere, un plocon, un ciubuc, în schimb, la nivel înalt, acolo sunt oameni, milioane, zeci de milioane de euro care se pot fura în subliniere T, atât timp cât suntem ocar de hoci se poate fura de acolo de unde sunt mulți bani. Asta se dore subliniere T. Se creeze atmosfera ce hocie în firea lucrurilor. A sublinierea sublinierei cu procesul lui Dragnea, direcția propagandei PSD în jurul procesului egre sublinierea IT, Dragnea susține ce nu subliniere tia, a sublinierea sa sfântul acuit cu avocații. E greu să crezi, când el era sublinierea. Subliniere F la CJ, când nevasta era subliniere F a celor două personaje care nu cercau pe la protecția copilului, ci în schimb erau la partid, vrea să spun Dragnea ce nu subliniere tia cine e în subordinea nevestei sublinierei cine lucrează la partid. E ca sublinierei cum n-are subliniere ti un gospodar ce i se întâmplă în betătura cu caprele sublinierei nevasta din casă. Direcția asta e gre subliniere IT, eu ia subliniere sugera lui Dragnea să meargă pe urmat direcție mai populare, i ce a făcut? Le-a pus el pe alea două de la partid la nevast, adică în cara asta se dau tunuri de miliarde, pe i, matale nu fecea sublinierea.
asta e direcția. A complicit cistei acel duce? Ce a făcut, care e problema, ce toți facem, a sublinierea. E cel mai periculos lucru, nu atacul asupra justiției, dna sau asupra serviciilor, tot ce încearcă coaliția de la putere, ci ce vor să induc starea de complicitate de sus până jos, care era specific comunismului, sublinierei care nu a fost recunoscut niciodată. După 1989, am spus, a sublinierea, noi, poporul, ne-am eliberat de ea. Care ea, a comentat Cristian Tudor Popescu.